Proiectul oferă pentru șomeri cursuri de formare profesională gratuite organizate în importante centre universitare din țară. Acestea vor avea loc la București, Timișoara, Iași și Târgu Mureș. Pentru prima dată în acest an, Universitatea Politehnică București organizează cursuri de pregătire profesională care se adresează în mod special persoanelor care doresc un loc de muncă în domeniul IT. Proiectul are denumire sugestivă, Activ, în fond Activ pe piața muncii. Noi ne-am gândit să oferim o șansă în plus la angajare celor care trec printr-un moment greu, așa cum menționați dumneavoastră, șomerilor, celor care n-au activat poate niciodată în câmpul muncii, tinerilor care, așa cum am văzut zilele trecute, n-au reușit să obțină diploma de bacalaureat, celor care, de fapt, au renunțat la bacalaureat, pentru că proiectul se adesează atât celor cu studii superioare și cât și celor cu studii medii. Cursurile cuprind următoarele ocupații: grafician calculator, operator calculator electronic și rețele, operator procesare text-imagini, designer pagini web, operator introducere, validare și prelucrare date, specialist în domeniul proiectării asistate de calculator și administrator de rețea de calculatoare. Sunt cursuri de 80 de ore, dar și cursuri de 720 de ore. Cursurile de 80 de ore sunt recompensate, pot spune așa, chiar și cu o susținere financiară de circa 600 de lei pe lună, ele având două luni. Cursurile de 720 de ore se desfășoară pe un număr mai mare de luni, iar lunar este atribuită o sumă de 320 de lei fiecărui participant. Încercăm să le facem în circa 6-7 luni de zile. Pe lângă faptul că aceste cursuri sunt gratuite, iar participanții vor beneficia de cazare, masă și o subvenție în bani, în proiect sunt organizate sesiuni de informare și consiliere profesională și medierea muncii.